S-a arătat deranjat de fumul de țigară și și-a primit răsplata cu ghilimelele de rigoare. Câteva lovituri de secure în cap. Vorbim despre un bărbat din Nămoloasa, Galați, care a îndrăznit să-l atenționeze pe un tânăr că nu-i place fumul de țigară și a plătit scump pentru asta. Nefumătorul a ajuns la spital, iar fumătorul la poliție. Victima, un bărbat de 44 de ani, nefumător de câțiva ani, a intrat în magazinul sătesc să-și ia un șampon. Acolo a dat nas în nas cu un tânăr care trecea cu nesaz dintr-o țigară. I-a atras atenția că fumul îi vine în nas. Câteva secunde mai târziu, tânărul îl ataca. El a venit în spatele meu și mi-a dat cu securea în cap. Securea cu tăișul? Nu cu tăișul, cu mutia. Cu mutia. Da. Și a sărit cineva să vă apere? Da, gestionarea. Că vă mai lovea dacă nu se poate, tot ce-i posibil, nu știu. Nefumătorul a avut noroc și s-a ales doar cu capul spart. A fost internat un domn de 44 de ani cu o plagă tăiată și zdrobită. Dar fapta tânărului este de neiertat, spune victima de pe patul de spital. Să-l dau în judecată. Povestea a lăsat mască până și pe medici. Protestele în România se plătesc. De unde topor la agresor? Păi în comuna Nămoloasa, toporul este precum batista, la purtător. Cazul a intrat acum pe mâna polițiștilor. În prezent, autorul este cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală. Victima va mai rămâne în spital pentru analize. Medicii vor să se asigure că nu a suferit și leziuni interne.